Bună ziua, sunt Valiconea și astăzi eu o să vă prezint un material legat de o amantă care l-a distrus pe Alexandru Ioan Cuza. Numele amantei, Maria Obrenovici. Un material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Alexandru Ioan Cuza, lumini și umbre. După cum se știe, domnia lui Alexandru Ioan Cuza a reprezentat în general un șir de reforme introduse în ritm accelerat, într-un răstimp scurt, 1859-1866, în scopul de a racorda țara și oamenii ei la normele și cerințele Europei de atunci. Este drept că principalul inițiator și autor al reformelor a fost Mihail Cogălnicianu, dar acesta, trebuie să o spunem, s-a bucurat de întregul sprijin al domnitorului. De altfel, între cei doi a existat o relație specială, demonstrată și în cazuri mai puțin etice, dar despre asta puțin mai târziu. Oricum, Cogălnicianu era principalul confident al lui Cuza. Datorită reformelor, Cuza Vodă a rămas în memoria colectivă drept o personalitate exemplară. Și totuși, exista și o altă fațetă a domnitorului, poate nu tot atât de spectaculoasă, dar care a rămas în penumbră fiind mai puțin cunoscută, fiind de multe ori ignorată de istorici, de teama de a știrbi imaginea celui care a favorit mica unire. Și este vorba de viața amoroasă, dar și tumultoasă a lui Cuza. Dar să nu uităm că majoritatea domnitorilor români, în special cei moldoveni, au avut inima zburdalnică, adică au avut mai multe amante pe lângă soția legală. Și în cazul lui Cuza, această fațetă deosebit de importantă asupra căreia s-a păstrat o anumită tăcere, acceptată cu înțelegere de către istorici, ea a avut un impact puternic asupra desfășurării evenimentelor, mai ales cele legate de actul forțat al abdicării domnitorului din anul 1866. Și într-adevăr, altfel nu se poate explica sfârșitul aproape lamentabil al unei domnii în sine deosebit de rodnice, poate cea mai bogată în transformări înnoitoare pentru societatea românească. Femeile din viața lui Cuza. Alexandru Ioan Cuza și-a datorat atât creșterea cât și decăderea sa publică femeii, fie că ea s-a numit Cocuța Vogoride, Elena Doamna sau Maria Obrenovici, la care se adaugă multe altele, unele rămase sub zodia anonimatului. Poetul Dimitrie Bolintineanu vorbea de o adevărată camarilă de femei, că, deși formată din bărbați, aceștia erau dirijați din umbră de femei frumoase, istete și puternice, care își valorificau din plin darurile trupești și farmecul personal. Și să reținem, Bolintineanu era un prieten și intim al domnitorului Cuza. Tot poetul vorbește despre camarila coruptă. Curtea avea favoriți, miniștrii aveau asemenea, prefecții aveau asemenea, subprefecții aveau asemenea. Acești favoriți erau uleiul care ungea roatele mașinei regimului. Puțină biografie. Alexandru Ioan Cuza s-a născut în Bârlad la 20 martie 1820, tatăl său Ioan fiind descendent dintr-o veche familie moldovană, iar mama, sultana, născută Cozadini, provenea și ea dintr-o familie greco-italiană de pe malul european al Bosforului. Cuza a avut un frate, Dumitru, mort de tânăr într-un accident de călărie și o soră, sultana. A urmat cursurile pensionului francez al lui Victor Cuvenin de la Iași, unde i-a avut colegi pe colaboratorii săi de mai târziu, Mihail Cogălnicianu și Vasile Alexandri. La Paris și-a luat bacalaureat în litere la 8 decembrie 1835. Deși dorea să se facă doctor, experiența unei lecții practice de disecție la morga unui spital parizian l-a făcut să renunțe la cariera medicală și să se înscrie la facultatea de drept, pe care nu a terminat-o însă. A revenit în țară fără o diplomă de licență și a început o carieră militară. Mai târziu ajunge prezident al judecătoriei Ținutului Covurlui în 1842, dar și director în Ministerul de Interne și apoi pârcălav de Galați. În toate aceste funcții, Cuza s-a remarcat printr-un respect desăvârșit al legii, printr-o cinste exemplară și, totodată, printr-o adâncă înțelegere față de țărănime, scria Constantin Cegiurescu. Cuza a participat la pregătirea Unirii Principatelor, fiind ales mai întâi domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859 și apoi și al Țării Românești la 24 ianuarie 1859. La 11 februarie 1866, în urma unei lovituri de palat organizată de monstruoasa coaliție, este înlăturat de la domnie și a luat calea exilului. A murit la 15 mai 1873 la Heidelberg, Germania, în urma unei boli de inimă. Trupul îmbălsămat al domnitorului a fost adus și îngropat la Ruginoasa. Iubitor al sexului slab și frumos. Același istoric, Constantin Cegiurescu, scria despre Cuza. Era un om simpatic și inteligent, având replica promptă și ascuțită,
chiar și slăbiciunile sale. Nu disprețuia, mai ales nu disprețuise în tinerețile sale, un pahar de vin bun și omagia frecvent sexul frumos. Erau din acelea pe care contemporanii le priveau cu îngăduință. Iar Lucia Borș, autoarea cărții Doamna Elena Cuza, scria: cuceritor când voia, prietenos cu cei de aproape, lua parte la mai toate petrecerile, unele dintre ele destul de scandaloase pentru cei care țineau la buna lor faimă. După obiceiul desprins de la Paris, unde fusese lăsat fără niciun control în timpul vârstei critice, Alexandru Cuza își petrecea multe nopți cu prieteni ușuratici, care îi speculau firea nepăsătoare, gata să le împartă tot ce avea și să le mai rămână și dator. Așadar, fire de boem, dezinteresat de starea materială, ușuratic și nestatornic, atins de atracțiile sexului frumos, domnitorul Cuza nu a putut rezista tentațiilor de om, iar aceste slăbiciuni firesc omenești au fost exploatate din plin de cei interesați. După eșecul parizian, întors în țară, Cuza a decis să se consacre carierei militare, mai puțin pretențioase în plan intelectual, dar și le știa că, mai întotdeauna, uniforma de ofițer atrăgea ca un magnet femeile galante, scria Lucia Borș. La Galați l-a întâlnit pe belgianul Charles Liebrecht, temutul și autoputernicul membru al camarilei de mai târziu. Acesta specula din plin slăbiciunile omenești ale pârcălabului Cuza și făcea dese legături cu femei galante. Obligat de cerințele carierei, dar și de starea materială precară, Cuza este nevoit să se căsătorească cu Elena Rossetti, fiica posternicului Iordache, o familie bogată și reprezentativă pentru Moldova acelui timp, iar mariajul i-a asigurat pentru o bună bucată de timp un anumit confort material. Cuza nu va renunța după nuntă la modul de viață dus până atunci. El avea 24 de ani, funcționa ca magistrat, iar tânăra sa soție avea 18 ani. Dar Elena s-a dovedit a fi o femeie anostă, plictisită și care și-a ocupat timpul cu croșetatul de portofele și alte obiecte de îmbrăcăminte sau făcutul de dulceaț. Într-o scrisoare adresată familiei, Elena scria: nu am noută să vă dau, căci ești foarte rar, ne găsim plăcere decât la mine acasă. Și cu așa soție fadă și insipidă, este normal ca tânărul Cuza să-și caute în alte alcovuri satisfacția masculină. Plictisul conjugal și predispoziția naturală a lui Cuza spre aventura amoroasă aveau să conducă la situații clasice de adulter, gen parizianul ménage à trois. Intră în scenă Cocuța Vogoride. Prima relație amoroasă extraconjugală mai cunoscută este cea cu Cocuța Vogoride, soția caimacamului Nicolae Vogoride. Acesta, din urmă, era un anti-unionist înfocat. Așa că, în preajma divanilor ad hoc și a alegerilor din 1857, Vogoride a făcut tot ce putea pentru a împiedica unirea, dar Cocuța i-a dezvăluit lui Cuza planurile caimacanului și astfel Partida Unionistă de la Iași a câștigat. Oricum, până atunci, Cocuța își manipulase soțul și acesta îl avansase în grad pe Cuza. Mai ales sentimentele iubirii la care s-au adăugat cele patriotice au făcut-o pe Cocuța Conachi să-și trădeze soțul și să trimită scrisorile compromițătoare pentru Nicolae Vogoride privind falsificarea legilor din 1857 și așa a putut tânărul pârcălab de Galați să denunțe ilegalitățile obținând anularea scrutinului falsificat. Cocuța este înlocuită de Maria. Episodul cel mai discutabil și mai controversat al vieții amoroase al lui Alexandru Cuza a rămas relația adulteră cu sârboaica Maria Obrenovici. Se știe că cea de-a doua soție a lui Cuza, doamna Elena, era o femeie fără aspirații, destul de insipidă și, deși el iubea pe Cuza, nu-i putea face copii. Din acest motiv la care s-a adăugat și nestatornicia veșnică a lui Cuza, fiind, cum se spune popular, veșnic în călduri, el s-a îndepărtat treptat de căldura căminului conjugal spre a se deda la numeroase aventuri amoroase. Și atunci, o fatală duduie din casa domnitoare a Serbiei, prințesa Maria Obrenovici, și-a făcut apariția la curtea domnitorului. Începută timid, relația avea să devină una puternică, cu multe implicații politice. Conform lui Constantin Cegiurescu, în privința lui Alexandru Cuza a fost vorba mai întâi de o atracție fizică, de o aventură de o noapte, transformată ulterior, treptat, într-o dragoste puternică, statornică, dar și înrobitoare. Iar Maria Obrenovici i-a dăruit lui Cuza ceea ce nu putuse Elena doamna, copii. Cuza i-a recunoscut și i-a adoptat. Trebuie să spunem că din acel moment se înregistrează și ceva nedemn de măreția domnitorului. Cu
acuza și-a instalat amanta în același palat în care locuia el oficial împreună cu soția sa, doamna Elena. Ba mai mult, soția domnitorului se ocupa de creșterea și educarea copiilor amantei. Se știe că Maria Obrenovici nu i-a fost statornică lui Cuza, având legături și cu alți bărbați, născând chiar și alți copii cu aceștia. Mulți dintre contemporani au bănuit-o pe Maria de spionaj în favoarea Rusiei, familia Obrenovici fiind înrudită și aliată cu familia imperială a Romanovilor. Dar nici Cuza nu i-a fost fidel. Rolul lui Cogălnicianu. Am precizat la începutul materialului că în viața extraconjugală a lui Cuza a jucat un rol și omul său de încredere, Mihail Cogălnicianu. Se știe că Alexandru Ioan Cuza, dornic de noi și noi aventuri amoroase, nu ezita să plece noaptea prin București, travestit, singur sau însoțit de consilierul și premierul său, Mihail Cogălnicianu, spre a vizita diverse adrese secrete unde se aflau ibovnice de lux. Se spune că domnitorul prefera femeile oacheșe, tinere și focoase. Un document descoperit în vechile arhive, și anume un carnețel al lui Cogălnicianu, indică faptul că omul care avea să proclame la 9 mai 1877 în Parlament independența României bifase în carnețel numai puțin de 700 de experte între ale amorului. Se mai spune că Mihail Cogălnicianu plătise o avere pentru a intra în posesia numelor și adreselor amantelor de lux. Astfel, acesta era principalul servitor de aventuri amoroase al domnitorului și se spune că premierul făcea un adevărat slalom între Elena Doamna, Maria Obrenovici și amantele nocturne, nedorind să se supere cu vreuna dintre ele. Și cu toate că atât Cuza cât și Maria și-au fost infideli, putem spune conform mărturilor vremii că Maria Obrenovici a știut să-și impună rangul de metresă preferată și chiar oficială. Amantrecul costă. La puțin timp după începerea relației cu Sârboaica, Cuza, la 12 martie 1862, a cumpărat cu 7.000 de galbeni împărătești de la Manolache Zefcari o casă cochetă situată în strada Biserica Amzei. Era o construcție relativ mică, dar bine împărțită și dotată, amplasată pe o stradă nu prea frecventată, dar în același timp aproape de Palatul Domnesc. Desigur că, înainte ca Maria Obrenovici să se mute, casa a fost înzestrată cu tot ce era necesar. Mobile luxoase comandate la Paris, covoare persane și franceze, tablouri și tot felul de obiecte ornamentau interiorul casei în care Maria trebuia să locuiască și să primească totdeauna pe cel care robise și care, în oarba lui pasiune, nu ținea seama de onoarea tronului, de morala societății, de gura lumii și nici de înțelegătoarea lui soție, care știa totul, dar care, în marea și sincera ei dragoste și admirație, trecea cu vederea nesăbuitele fapte ale soțului său, scria memorialistul George Potra. Se știe că luni și ani de-a rândul, Cuza Vodă și-a petrecut multe ore din zi și din noapte în casa de pe strada Biserica Amzei. Spre sfârșitul domniei lui Cuza, îndrăzneața Maria Obrenovici, plină de pretenții și orgolii, fiind nemulțumită de statutul de ibovnică locuitoare într-o casă frumoasă, dar obișnuită, a forțat nota și s-a mutat în Palatul Domnesc, acolo unde locuia și soția legitimă a lui Cuza, doamna Elena. Maria dorea ca lumea și mai ales înalții demnitari să o recunoască ca pe singura femeie preferată de dormitor, dar și ca să poată, de câte ori dorea, să intre neanunțată la palat, ba chiar să ia masa separat cu acesta. Din acest motiv, evenimentele din noaptea de 11 februarie 1866 l-au surprins pe Cuza în domnitorul Mariei. A fost Maria Obrenovici spioană? Istoricii nu pot afirma cu certitudine acest lucru, dar, în schimb, se știu anumite fapte în care Sârboaica a profitat de domnitor. Firește, galantul și risipitorul Cuza și-a manifestat amorul față de Maria prin numeroase daruri, în bani și bijuterii prețioase, dar a acordat și favorul pentru rudele și apropiații amantei. Se știe cu certitudine că Maria Obrenovici a exploatat slăbiciunea domnitorului pentru ea, zmulgându-i secrete prețioase din viața politică și economică, pe care a știut să le valorifice în cercurile interesate, completându-și astfel averea. De fapt, adevărata ei dragoste pentru Cuza a fost demonstrată cu ocazia exilării acestuia. Ea nu l-a însoțit în exil, în schimb, lângă domnitor s-a aflat neglijata soție, doamna Elena, care i-a stat alături domnitorului până la moartea acestuia, survenită în ziua de 15 martie 1783. Cum a ajutat amanta la decăderea lui Cuza? Ca toate metresele, Maria Obrenovici, fiind din acest punct de vedere o vrednică precursoare a Elenei Lupescu, și-a creat propria ei camarilă, una destul de coruptă și intrigantă. În camarila ei juca un rol principal
venalul Charles Liebrecht, mâna dreaptă a lui Cuza, omul care își realizase propriul său serviciu secret. Acesta știuse să câștige și simpatia și încrederea frumoasei Maria Obrenovici, prietena lui Cuza. Devenise confidentul ei. O îndatura prin diferite servicii personale. Cumpăra de pildă pentru ea în 1865 cai în valoare de 202 galbeni. Achita de asemenea diferitele taxe de întreținere privind atelajele ei. O împrumuta chiar și cu bani, scria Constantin Cegiurescu. Purtarea ostentativă a amantei și corupția camarilei au creat în epocă, mai ales în rândul clasei politice, un puternic curent de opinie de dezaprobare. În ciuda avertizmentelor și criticilor din partea apropiaților și a reacțiilor uneori violente ale opoziției, Cuza nu a acceptat în niciun chip să înceteze relația venală cu Maria Obrenovici. Aducerea ei la Palatul Domnesc și combinată cu pretențiile lui Cuza de a-l declara pe băiatul cel mare al Mariei drept prinț moștenitor, au umplut paharul și astfel s-a degajat reacția foștilor apropiați și aliați, adică exact cei care îl impuseseră ca domn. Și ceea ce a urmat se știe. Forțarea abdicării. Se pare că nu este dovedit că amanta s-ar fi înțeles cu complotiștii și l-a trădat în acea seară pe cel căruia îi jurase dragoste eternă. Concluzie. Cu siguranță, Maria Obrenovici a jucat un rol nefast în viața lui Cuza și a ajutat, cu sau fără voia ei, la decăderea acestuia. Trădându-l, ea a trădat și pretinsa ei dragoste fierbinte. Dar care să fi fost mobilul? Banii, datoria publică sau alte explicații? Greu de presupus clar și precis. Cert este că metresa a făcut din plin jocul complotiștilor. Ea a primit misiunea de a-l reține pe Cuza în palat cu pretextul unui joc de cărți, toată noaptea de 11 februarie, spre a-l împiedica să părăsească cumva reședința. Se știe că ofițerii care au pătruns în palat au intrat pe ușa lăsată deschisă de Maria Obrenovici. Privită din perspectiva istoriei, Maria Obrenovici apare ca prototipul incontestabil al femeii fatale și nefaste, care știe ce vrea, decisă să joace cu abilitate cartea frumuseții trupești pentru a-și promova cele mai diverse interese. Acesta a fost materialul semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea legat de Maria Obrenovici, amanta care l-a distrus pe Alexandru Ioan Cuza. Aviz amatorilor! Sunt Valiconea și până data viitoare, vă urez să aveți parte de toate cele bune!